Noaptea trecută a fost o noapte interesantă. Nu mă așteptam să vină ploaia și nu mă așteptam să vină așa ploaie. Nu am dormit foarte bine cu toții, deoarece a început să plouă foarte tare. Ușor, ușor a început să intre apa printre frunze, prin acoperiș. Am încercat noi să reparăm situația pe timpul nopții, dar a fost destul de complicat. Dimineață, spre dimineață mai bine zis, undeva la ora 3-4 cred, am pus mai multe frunze, am acoperit mai bine, însă nu am reușit să-l refacem cum trebuie. Noapte a fost o noapte un pic așa mai diferită față de ce am trăit până în acest moment. Clar, la un moment dat am simțit așa stropii de ploaie că veneau către noi, s-au auzit. Și bineînțeles că a fost așa, să spunem, primul test al căsuței noastre. Prima noastră noapte în ploaie a fost foarte interesant. A fost prima mea noapte într-o ploaie tropicală. Ne-am simțit safe încă de la început. Arhitectul nostru, Cristi, a făcut o treabă excelentă, a ajutat de băieți, care mai de care cu ce a putut. Am avut prelata pe care noi am găsit-o pe plajă, deci noi n-am avut absolut nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Ne-am trezit așa buimaci, a dat alarma Tudor. Bă, a început să plouă, exact așa, fix cu cuvintele astea sunt primele care îmi vin în cap când m-am trezit. Bă, a început să plouă. Și ne-am organizat repede, am astupat ce era de astupat, că aveam câteva găurele în acoperiș. Dar eu zic că a fost ok până la urmă. Și din ce ne-am dat seama dimineața, eram, cum am presupus, cel mai bine. Cel mai bine dintre toți și se și vede că suntem cei mai bine. Am avut o dimineață nu îngrozitoare, foarte îngrozitoare, foarte urâtă, foarte urâtă, pe la vreo, cred că era ora 3, când avem ceasuri, ducem lipsă, avem doar brățara de aur. Urât tare, din punctul meu de vedere, cred că era 3 noaptea, a început o furtună, ceva de nedescris. La un moment dat nu știam unde să fugim, cum să luăm, dintr-o parte, la unele ploua înăuntru, au venit la noi în cortul nostru, au stat săraci acolo. Ne-am adunat unii peste ceilalți, dar în fine, ploaia foarte, foarte urâtă. Nu m-am așteptat să văd așa ceva. Cum ploua la mamaia mea la Suceava, așa plouă și aici. Bineînțeles că acoperișul nu era foarte bine făcut ca să nu plouă pe toată lumea. Unii dintre noi a trebuit să ne trezim, pe alții a plouat foarte tare, inclusiv păturile pe care dormeau și hainele. Mi-a fost foarte greu, pentru că am pus prelata, am avut o prelată și am pus peste vegetație și bineînțeles că s-a udat tot cortul s-a inundat și a trebuit să ne restrângem într-un colț cât am putut, dar bineînțeles că eram prea mulți și nu am făcut față, așa că am lăsat totul baltă, am ieșit în ploaie și am încercat să facem cumva ca să reorganizăm toată tabăra. Nu te capăt? Da. Întinde bine pe data. Păi, n-am ce să mai întind aici. Două încoro. Întinde la tine. Stai. Am luat decizia de a face un cort mai mare, mai spațios. Nu că ne-ar fi deranjat acela, însă ne-am dorit să facem un spațiu mult mai mare pentru atunci când plouă să punem și hăinuțele la uscat. Am făcut focul aici în spate ca să meargă căldura înăuntru să ne uscăm hainele. Ne-a plouat toate hainele aproape. Ne-am prins descoperiți și căldura cât de cât merge înăuntru și acum o să punem niște haine la uscat. Și am uscat și prelata ca să facem un cort mare aici, să dormim. Demontăm tot și facem două corturi mari, unul care să dormim, unul care să stăm și un loc acoperit, să fie focul acoperit.
ca să putem să ne uscăm hainele și dacă plouă să stăm la foc fără să ne udăm. Ideea de a construi campul așa e o metodă pe care noi o foloseam în legiune, în momentul în care noptam peste noapte și trebuia să mutăm corturile în pădure. Legam o sfoară între doi copaci, după aceea puneam prelata. Aveam niște cuie speciale cu care o prindeam jos. Noi nu am avut aici acele cuie, pentru asta am legat niște bârne de lemn care le-am legat de prelată să susțină prelata întinsă și în greutate. Dar fiind vânt foarte puternic aici, n-am reușit doar din atâta și a fost nevoie să mai adăugăm câteva elemente, câteva bârne pe laterale, una chiar și pe vârf. Pentru mine nu a fost ceva dificil să gândesc treaba aceasta, pentru că cu ceva timp în urmă cu asta mă ocupam, construiam tot felul de căsuțe din lemn sau un acoperiș sau o terasă. O bombă. O nouă nucleară. O bombă nucleară. Prima alegere ar fi la care ne-am gândit și la care m-am gândit eu. Ar fi Flori. Bine, da, corect. Mi se pare corect. Da, de ce Flori? E un om foarte important acolo. Și este un om care ține campul. Da, unit. Se face mâncare, ține legați. Puținii care țin legați. Da. Și persoana care le dă de mâncare. Da, le dă de mâncare. Le dă corect de mâncare. De porții egale. Da, am înțeles. Față de celălalt bucătar care nu le dă porții egale. Favorizează fetele, am înțeles. Care și pe Jaguar. Deci e bună alegerea. Cu Flori o încurajăm. Da, o încurajăm. Extraordinar. Mă bucur că sunt prima fată care a fost selectată la ruletă, că am spart gheața și că voi face următoarele nominalizări. Nu am o strategie anume. Am câteva persoane în minte pe care mi-aș dori să le nominalizez, dar mă interesează foarte mult și decizia grupului. Și sper că ne gândim la aceleași persoane și împreună să luăm o decizie bună. Eu aș lua liniștea, nu știu, propunerea mea ar fi dintre oamenii ăștia mai liniștiți, care construiesc, care fac chestii pe acolo, care se oferă să facă treabă. Pentru că odată ce le-ai luat toate treburile astea, Zoli nu face. Zoli o să vorbească. Zoli vorbește. Vorbește mult. Nu, Zoli nervează pe toți. Vorbește foarte mult și se bagă între ei, între toată lumea. Oricum, din ce dau seama, nimeni nu mai ieși. Va fi salvat. Oricine e propus la eliminare, va fi salvat. Contează să le dăm un mesaj. Și ei oricum acolo campul lor sunt demoralizați și dacă putem prin decizia noastră să-i demoralizăm și mai tare, este un avantaj pentru noi. Știți ce observ eu? Noi toate deciziile pe care le luăm foarte importante aici sunt bazate foarte mult pe informațiile pe care le culegem de acolo și pe care ni le dau tot ei. Da, că ei vin să ne dea. Ei vin și ne zic aici. Alexandra seara a venit aici și s-a plâns că Iulian împarte mâncarea disproporționat. Ceea ce este o informație foarte bună. Pentru că noi, logic, îl lăsăm pe Iulian acolo să creeze tensiune. Și nu este nici foarte popular acolo între fete. Exact. Nu este nici popular, deci este perfect. Da, numai că vezi că gen, ei vin către noi, dar noi dacă merem, cum a fost faza voastră cu Dragoș, adică puteam să zicem și noi ieri că și fetele lor vin la noi. De exemplu, cum a fost Cindy și Alexandra ieri aici, au stat, cred că mai mult de o jumătate de oră, o oră. Da, și n-am zis nimic, din partea noastră a fost o glumă și, vai Doamne, că atingeri și... Apropo de asta trebuie să o ținem. Să nu se ducă informații către ei. Sau dacă se duc informații, să știm exact ce informații se duc către ei, ca să fie tot în avantajul nostru, unul la mână. Și doi la mână, niciodată să nu zicem deocamdată că vin oameni de la ei în chem și ne zic lucruri. Pentru că așa ne menținem informațiile, sursele aici și toate deciziile noastre sunt bazate pe informațiile lor, pe care tot ei le livrează. Pentru că ei vin singuri aici. Ei vin, da, noi nu-i chemă
văd atât de mici și că ne distrăm atât de bine, cum să nu vină la noi? Când le dăm un vibe atât de bun. De ce nu veniți la povești? Ce? Vai că voi petreceți, că vă distrați, nu o să vă duceți la joc. Păi dacă noi ne bârfim, dacă avem ceva de spus, îi spunem în față și rezolvăm pe loc. Eu cred că o să fie nominalizat 3 de aici și... Nu, că asta implică curaj, că suriști cu el. Nu, pentru că eu mă gândesc că și de acolo este cineva care s-ar dori să plece, dar nu înainte de regla la un joc. Nu-i văd să participe. Până nu putem noi la roată și atunci o să ne spate ochii. Eu așa simțit o femeie de acolo, de acolo. Ar vrea. O strategie foarte bună. Pentru că dau un grup. Un grupuri, un grupuri. Adică și dezbină și organizează bine cluburile. Trebuie să recunoaște. Noi, nu am, eu personal, nu am ceva cu oamenii respectivi, pentru că eu nu-i cunosc. Noi n-am stat în chem cu ei. Personal. Noi tot ceea ce știm, știm tot de la oamenii cu care ei stau. Adică eu, spre exemplu, informațiile pe care le primim să nu fie adevărate despre ei. Ei, nu, stai liniștit că sunt. Doar că noi ne facem strategia în funcție de ce informații primim. Eu cred că în majoritatea informațiilor sunt adevărate doar prin simplu fapt că ei sunt împărțiți în trei tabere acolo. Da, adică fiecare e tabăra lui Slizard, tabăra lui Jaguarul cu Filip și tabăra celor mai puțin mai în vârstă. Eu m-am gândit să-l salvez pe Raul. Dacă nu sunt propus la joc. Hai, mă. Serios. Nu. Cine? Ai treaba acasă? Cine? Te cheamă, da? Ai treaba acasă? Da. Păi las că le salvezi pe noi. Eu aș vrea să plec. Și aș vrea să salvezi pe Raul. Nu neapărat de salvat. Și vrei să pleci bătut? Și vrei să pleci bătut, nu? Să nu se posturăm pe nimeni, pentru că acolo sunt vreo 4-5 oameni foarte smart. Ar trebui de acum, asta ne apucăm și să vedem, băi, dar e, cine cu cine se înțelege? Cine cu cine, care sunt aia mai smart? Și să dăm exact cum dau eu, altfel... Trebuie să dăm în oglindă. Ei pe forță, față de noi, ne domină din toate punctele de vedere. Da, dar nu ne domină aici. Dar nu ne domină aici. Deci aici nu ne domină. Și noi jucăm jocul psihologic. Da. Și se pare că ne iese. Și avem și confirmarea că ne iese. Noi avem înțelegere între noi. Noi cu mâncarea suntem foarte în regulă și raționalizăm totul și o să avem pe mai mult timp. Și organizare psihic, absolut orice. Ei de la mâncare se ceartă, ei sunt între bisericuțe, au grămadă de probleme. Se acuză de... Se fură între ei, da. Foarte important. Eu nu cred că cineva a furat de aici o babă de stafidă. Nu. Bag mâna în foc. Ei se fură. Cu pumnul așa de mâncare ies din campul lor pe stradă și ne întâlnim cu ei. Am văzut și eu ieri. Deci ei sunt divizați în 10 categorii. Micuțul ei și ascultă tot ce vorbim noi. Foarte bine, să ascultă. Dar n-aude micuțul, e plouă, e foc acolo, aude. Sunt aia care vorbesc. Foarte bine, se audă. Andrei! Eu nu cred că n-a auzit. Vino un pic! Se aude ce vorbim noi acolo? Depinde. Când vă emoționați mai tare, da, să Vestici! 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 Ei ce au făcut? Au ieșit, au dansat, s-au bucurat. În momentul în care s-au bucurat, la noi era aia s-a dus. Da, ești. Corect. S-au dus deja din jos de tot. Și mă întreb de ce. De ideea este că trebuie să ne controlăm. Emoțional. Trebuie să ne controlăm și tot. Da. Nu, nu, asta un pic ce facem aici. Da, asta, primul lucru, asta. La noi toată lumea lor actual se gândește la răzbunare. Nu, trebuie să ne gândim la o strategie prin care eventual putem să ne răzbunăm. Este o decizie foarte grea. Am ales pe Jaguarul pentru că eu îl consider un bărbat foarte puternic, psihic, fizic și vreau să arate tot ce poate pe traseu. Alegerea mea în legătură cu Dragoș este una pentru că îl consider un băiat deosebit, un băiat muncitor și mi-aș dori mult să îmi arate că este așa și să câștige.
m-a supărat puțin din faptul că s-a legat de familia mea. Acolo am construit niște legături foarte puternice. Vreau să-i demonstrez că alegerile acestea nu sunt deloc personale. Este pur și simplu un joc și trebuie să îl iei ca atare, să intri în joc și să ne distrăm. Când spun familia mea, mă refer la campul meu, vreau să-i dau o lecție, să înțeleagă că nu este nimic personal, nu avem nimic personal cu ea și poate să iasă la jocuri de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de câte ori vom alege noi că este necesar. Flori, te pup, îți mulțumim pentru pâinică, a fost deosebită, ești o persoană minunată. Dar dacă erai la noi în camp, te mai țineam, așa că nu ești, trebuie să pleci. Concurenți, nominalizările au fost făcute. Vă rog să vă prezentați la panou. Mă deranjează că m-au băgat cu două fete și mai ales cu Flori. Sunt un pion important la mine în echipă, întrețin echipa cu mâncare și cu moralul sus și mă așteptam. Sunt pregătită, de asta sunt aici, trebuia să spargem gheața și nu mi-e frică. Am vrut să-ți demonstrăm că nu-i nimica personal și poți să fii aleasă de 10 ori, de 20 de ori, de 30 de ori, de oricât e nevoie. Asta e singurul motiv, nu-i nimica personal. Să facă toți proba, să facă două probe. Se pare mai normal să intre toți. Nu, asta a fost ce am vrut noi să te învățăm din jocul ăsta. Că poți să intri de oricâte ori e nevoie. Eu nu m-am supărat că am intrat în probe, m-am supărat că am intrat în formula aceea. Noi așa am înțeles mesajul ăsta ordinar. N-ați înțeles bine. Motivul din spatele acestei nominalizări este că sunt un om puternic și probabil vor să destabilizeze tabăra sudicilor. Carina, am vrut să-i arătăm o lecție, am vrut să-i demonstrăm că în jocul ăsta poți să intri cu prieteni, poți să intri cu oameni cu care nu ai rezonat. Este un joc care nu trebuie să pui nimic la suflet, nimic personal. Era de așteptat. Nu-i nimic, nu-i nicio surpriză. Era de așteptat și o să fiu cel mai vânat de aici. Dar cum vânătorul și cum e, va fi vânat la un moment dat. Așa că țineți minte lucrul ăsta. Abia așteptăm. O să aibă viață ușoară și acum am revenit în formele mele și psihicul meu lucrează la presiune maximă și le arăt de ce sunt în stare. S-au supărat. Jaguarul ne-a amenințat campul spunând că o să fim vânați, vânătorul va fi cel vânat, dar nu este nicio problemă, noi ne dorim să intrăm la joc, ne-ar face plăcere să jucăm și așteptăm să ne vină rândul, deoarece este clar că va urma să fie ales și ei la ruletă. Auzi, explică-ne și nouă logica la asta. Da, vă explic. Deci, am ales pe Jaguar pentru că consider că este un bărbat puternic fizic, psihic și dau ocazia să arate pe traseu lucrurile acestea. Fața lui Flori? Flori este un om foarte important la voi în camp. Nu-i la noi în camp. Dacă era la noi în camp, o țineam cu tot dragul. Dar mai erau la noi în camp. Dar mai sunt alți băieți în afară de Jaguarul și Dragoș, de exemplu. Da, Dragoș. Putea să-l puneți cu Carina și cu Flori. Asta a fost strategia noastră. Mie îmi place și de Dragoș, e un băiat harnic, ajută, liniștit. Nu, că nu e vorba de Jaguar și de Dragoș, este un joc dezechilibrat. E dezechilibrat, dar cu niște rezultate. Nu, n-ai de unde să știi cum o să fie jocul, dacă e joc asta de cuvinte contează. Ca și cel de ieri. Aia e.
Nu-i problemă. Nu-i nimic a dezechilibrat. Nu-i problemă? Haideți, închem, cum mai aveți treabă, să las totul terminat aici, că să mă întorc înapoi la culcare. Pentru că știi, ești puternică, de asta. Da, frate, e un joc. Un joc. Ascultați-mă ce vă zic, vă mai zic o dată. Vă mai zic o dată, un lucru. Toți cei care au făcut strategii, care au fost, uite așa, la celălalt joc, toată lumea a ieșit afară. Vă să țineți minte lucrul ăsta ce vă zice băiatul vostru. Toată lumea care a făcut strategii, toată lumea care a complotat la un joc, să știți că niciunul nu are viață până la sfârșitul acestei emisiuni. Există fair play aici până la un punct. Când e vorba de joc, fiecare dă tot ce poate. Părerea mea și... cine știe, poate nu este o probă sportivă, poate e vreo probă în care trebuie să-mi pletez niște frunze, habar n-am, și atunci clar sunt pierdut dacă ar fi asta, deci... Cu toate că o să-mi pară rău că pleacă cineva din campul meu, dar ăsta e jocul, trebuie să mergem înainte, trebuie să ținem capul sus și cu siguranță prietenia noastră nu se va termina aici și cu siguranță va continua și acasă.